De 182-a zi de război, alarmele au sunat în aproape toată Ucraina. În noaptea de dinaintea zilei independenței, rușii au atacat cu rachete 5 zone din țara vecină. Lovite au fost regiunile Harkov, Dnepropetrovsk, Zaporojie și Luhansk. Forțele militare ucrainene au distrus un nou depozit inamic de muniție și au atacat în Kherson. Rușii însă ar fi avansat ușor la est de Nicolaev. Kievul și Moscova s-au acuzat reciproc despre pericolul unui accident radioactiv la centrala de la Zaporojie, în timp ce secretarul general al ONU le-a cerut să înceteze orice activitate militară în jurul sitului. În Donbas, noaptea trecută a fost atacat cu rachetă orașul Sloveansk, aflat sub control ucrainean. Au fost supuse bombardamentelor localitățile Marinka, Krasnogorovka și Gheorghevka. Un om a murit, iar alți doi au fost răniți. Trupele ruse au lansat atacuri asupra orașului Dnipro, regiunilor Harkov și Zaporojie. O rachetă rusească a fost doborâtă de forțele ucrainene de apărare aeriană în regiunea Cercasă. Totodată, la Mirgorod, în regiunea Poltava, în timpul unui raid aerian, au răsunat cel puțin 5 explozii în zona unor obiective de infrastructură militară. Invadatorii ruși au tras cu muniții cu dispersie în satul Malaya Danilovka din regiunea Harkov. Două persoane au fost rănite, anunță șeful administrației militare regionale, Oleg Sinegubov. Mai multe obiecte de infrastructură și case rezidențiale au fost avariate. Sub foc de artilerie se află și orașul Dergaci. Oficialii au reamintit populației despre instituirea stării de urgență și necesitatea de a rămâne în adăposturi în măsura posibilităților. Șeful desemnat de ruși al orașului Mihailovka, situat în zona controlată de trupele ruse în regiunea Zaporojie, Vladimir Rogov, a fost ucis marți în urma detonării mașinii sale, a declarat un responsabil al administrației proruse a regiunii. Inițial, acesta a fost transportat în stare gravă la spital, dar a decedat la scurt timp. Militarii ucraineni au întreprins atacuri în regiunea Kherson și ar fi distrus un nou depozit inamic de muniție în localitatea Tokmak din Zaporojie. Forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au doborât mai multe drone ruse deasupra regiunilor Cernigov și Vinnytsia. Rusia a convocat marți o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la centrala nucleară Zaporojie, care este ocupată de armata rusă din martie 2022. Rusia a acuzat Ucraina de noi atacuri asupra atomocentralei. Forțele armate ucrainene continuă practic în fiecare zi să bombardeze teritoriul centralei nucleare a orașului Energodar, creând un risc real de accident radioactiv cu consecințe catastrofale pentru întregul continent european. Ambasadorul ucrainean la ONU, Sergei Kislyță, a catalogat drept absurde declarațiile omologului său rus privind pretinsele noi atacuri asupra centralei din partea țării sale și a conchis că unica soluție pentru evitarea tragediilor și speculațiilor în jurul centralei vor dispărea odată cu retragerea rușilor de pe teritoriul și din împrejurimile ei. As soon as Russia withdraws... De îndată ce Rusia va retrage trupele din instalație, care pur și simplu nu au dreptul să se afle acolo, amenințarea unui dezastru nuclear va dispărea. De altfel, amenințarea a dispărut de îndată ce trupele ruse s-au retras de la centrala nucleară din Cernobâl și din zona de excludere. Pericolul nu va mai exista, la fel cum nu există la alte trei centrale nucleare ucrainene. Potrivit unor oficiali americani, în primele zile ale invaziei Federației Ruse, ministrul apărării din Belarus, Victor Krenin, l-a telefonat pe ministrul apărării din Ucraina, Alexei Reznikov, și i-a propus să capituleze. Tot pe 24 februarie, oficiul președintelui Ucrainei a primit un apel de la Kremlin în care i s-a cerut să se predea. Ucraina rezistă de 6 luni agresiunii ruse, care ar fi luat până acum viețile a peste 9.000 de apărători ucraineni. De ziua independenței, președintele Volodymyr Zelensky și prima doamnă Olena Zelenska au onorat memoria apărătorilor căzuți în timpul războiului ruso-ucrainean. Cuplul prezidențial a depus flori la zidul comemorării de lângă Catedrala Sfântul Mihail din Kiev.